Minecraft-ul este cel mai popular joc din întreaga lume și cu această popularitate, bineînțeles că există și foarte, foarte multe așteptări în privința acestui joc să funcționeze cum trebuie. Dar din păcate, jocul acesta are foarte multe bug-uri care nici până ziua de astăzi nu au fost rezolvate. Bug-uri care e posibil să aibă mai mult de 10 ani de zile. Haideți să vedem, băi și fete, care sunt aceste bug-uri și să le arătăm în videoclipul de astăzi. Așa că fără doar și poate, să începem treaba. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Primul bug pe care vreau să-l arăt este bug-ul cu zombie și cu villager. Este un bug foarte, foarte simplu dacă mă întrebați de mine. Un bug care face zombiul să fie supărat doar pe un singur sătean și să nu mai ia în considerare pe ceilalți de lângă el. De exemplu, chiar dacă gen practic este... sunt fix lângă el, cum ar veni. Deci am făcut chestia asta aici, vedeți? Este o zonă foarte, foarte micuță în care spawnăm un sătean și un zombie, dar asta se întâmplă și noi pe easy. Da? Ne-am dat acolo pe easy, ăsta fuge, am pus-o din ăla acolo și acum ăsta, zombiul ăsta, deci e supărat doar pe ăsta. Ei bine, logic, dacă ar fi un zombie în viața reală, cum ar veni și cum am văzut noi filmele alea cu zombie la televizor, acesta ar fi trebuit să atace pe ceilalți. Dar, uite, din câte vedeți, sunt... gen practic este în aceeași cameră cu ceilalți. Ăsta este doar, supărat doar pe ăsta. Adică inteligența lui artificială nu îl face să-i atace și pe ăștia alții. Adică dacă el e fixat pe unul, nu-i mai vede pe ăștia alții. Este un bug care, bineînțeles, este de foarte, foarte mult timp și nici acum în ultima versiune de Minecraft 1.20 probabil și nici în 1.21 nu o să se rezolve și o să fie așa foarte, foarte mult timp. Cine știe că nu o să se rezolve chestia asta. Eu acum când filmez nu e rezolvată. Poate în viitor, când vă uitați peste ani de zile, o să fie rezolvată chestia asta, dar momentan nu este. Următorul bug are legătură cu aceste undițe, da? Haideți să ne dăm pe survival. Undițe care, fiți atenți, uitați-vă în primul și primul rând la textura undiței. Când aruncăm cu ăsta, din câte vedeți, practic undița dispare, știi, acolo, textura aia. Dar dacă mutăm stânga-dreapta cu astea, linia încă rămâne, știi? Adică chiar dacă eu sunt pe ăla, linia rămâne și uitați-vă cum se vede, cum se gliciuiește acolo. Nu știu acum de ce arunc așa în continuu, habar, da? Dar uitați-vă. Noi avem ăsta aruncat așa, ăla de acolo, chiar dacă mutăm stânga-dreapta, el poate să funcționeze, dar uitați-vă cum se gliciuiește chestia aia, linia din câte vedeți încă este acolo și bineînțeles că voi puteți să prindeți și pești cu chestia asta și să-i mutați stânga-dreapta, uite, a făcut rost de o piele, lol, și în felul acesta, bugul ăsta este la fel, un bug de foarte, foarte mult timp și încă este acum în Minecraft 1.20, puii mei. Bug-ul acesta este de prin 2012 sau o chestie din asta, deci mai bine de 10 ani de zile. Bug în care, fiți antenă, are legătură cu minecart-urile. Minecart pe care dacă tu îl spamezi, uite, pe un layer din ăsta, hai să nimerez și eu ăsta. Deci din câte vedeți cum spamăm asta aici, din câte vedeți s-au blocat. Iar noi dacă spargem astea pe aici, acesta, minecart-ul ăsta o să se ducă non-stop, o să meargă în continuu, știi? Deci el o să meargă non-stop și nu o să se, nu, o să se oprească doar dacă are o chestie acolo. Dar dacă facem, nu știu, facem chestia asta, două secunde să facem nebunia asta așa. Punem asta aici drept, ele o să meargă, chiar dacă nu au rail-uri, ele o să meargă la infinit, pentru că ăsta este literalmente bug-ul. Deci ia să mergem aici din nou să testăm din nou chestia asta. Da? Deci venim, spamăm foarte, foarte multe din astea până se gliciuiesc și din câte vedeți nu mai vor să mai... fie puse aici chestiile. Mama, acum asta s-a dus în partea asta la altă. Trebuie să punem astea aici. Să le punem aici. Și să vedem cât... efectiv, ele asta fac. Nu ai nevoie de rail-uri și ele o să funcționeze și o să meargă non-stop. Ia. Le-am mișcat eu într-o parte. Dar uite-te cum zboară și cum se duc astea. E insane cât de ciudat arată chestia asta. Și bineînțeles și zgomotul pe care îl produc astea în momentul în care se întâmplă chestia asta e insane. Uite. Ia uite. Și tu, practic, poți să ai chestiile astea și să mergi cu asta așa. Și să mergi ca și cum ai avea rail-uri, cum ar fi. Bine, dar dacă le miști așa, ele, din câte vedeți, se buguiesc. Bine, la cred că încă se mai duce dacă ne uităm după el. Uite, vedeți? Se duce până lovește un bloc și ăla e. Da, e insane, frate, bugul ăsta. E insane și... foarte mulți oameni din comunitatea de Minecraft folosesc chestia asta spre avantajul lor în unele situații, de exemplu. Dar na, hai să trecem la următor bug. Ăsta e un bug foarte, foarte vechi oricum. Bugul ăsta e cunoscut literalmente, cred că, de toată lumea. Nu cred că mai are rost să-l zic.
Literalmente, în momentul în care tu te arunci de la o înălțime care ți va fi fatală sau ceva de genul ăsta, și după aceea ieși de pe lumea ta de Minecraft, adică fix înainte să atingi podeaua cum ar veni să mori, ieși de pe lumea de Minecraft și intri din nou. Hai să facem chestia. Deci aici clar ar fi murit, dar înainte să ating podeaua, am pus pauză, dăm save la lume, intrăm din nou și vizi antenă că nu pățesc nimica. Asta este bugul, practic. Și chestia asta am impresia că funcționează și cu focul, pentru că de foarte, foarte multe ori am pățit mai de mult să intru în lavă și să am foarte, foarte puțin HP, cum ar veni, și să fiu salvat, practic, de chestia asta, că ieșeam de pe hartă și intream din nou. Mamă, să zici că e Among Us. Ok, hai să testăm asta aici, da? Deci testăm chestia asta și puteți să facem la fel, uite. Opa. Aici clar murim, dar asta se ne dă și noi pe easy. Ceva de genul. Ia. 3. Acum gata, ni se duce ăsta. Acum ieșim. Intrăm din nou. Și putem să facem chestia asta. Știu că bugul ăsta la fel funcționează și cu ăsta. Uite, intrăm câteva secunde, ieșim. Intrăm, ieșim. Intrăm, ieșim. Până ne dispare focul de pe noi, cum ar veni, știi? Vedeți? Și chestia asta clar o să vă salveze, adică dacă cumva ați pățit o nebunie din asta, uite, dăm din nou aici să salvăm, intrăm și ieșim așa până dispare focul de pe noi, cum ar veni. Gata, ați văzut, a dispărut. Eu dacă rămâneam pe lumea de Minecraft și nu făceam absolut nimic în privința asta, practic muream. Pentru că asta se întâmpla, bine, lăsând la o parte faptul că, nu știu, poate ai apă pe lângă tine, poți să te salvezi în felul ăla, dar dacă n-ai nicio soluție și nu poți să te salvezi, ăsta e cel mai simplu mod de a te salva, sincer, pe bune. Bugul ăsta este doar unul vizual și se întâmplă și din versiunile vechi. În versiunile vechi, dacă nu mă înșel, era posibil să-ți dea și damage. Dar, de exemplu, stai că ăsta nu-i pus bine aici, stai să punem și pe ăsta așa. Deci, suntem pe minecart, intrăm așa pe ăsta, bun, mergem înainte. Și când ajungeți, vedeți cum ni se face imaginea neagră? Practic, caracterul nostru trece prin bloc, cum ar veni, vedeți? Uite. Ia uite-l. Mamă, stai să dau asta puțin mai încet, că parcă mă sparge la urechi. Ia, vedeți? Deci nu-mi dă damage, dar în versiunile vechi se întâmpla să-ți dea damage. Dar uitați-vă cum mi se face ecranul negru. Eu nu fac absolut nimic, doar stau, știi? Și nu se întâmplă nimic, uite, vezi? Bum, bum, bum. Asta e un bug care la fel e de ani de zile, de secole, cum ar veni. Și nici acum nu a fost rezolvat. De când sunt băgate în minecarturile, cum ar veni. Sincer, bugul ăsta este extrem de enervant. Mă enervează la maxim. Și e o chestie pe care nu știu dacă am observat-o, cred că cu toții, cred că am observat-o cel puțin o dată, nu știu, dar fiți antenă. Gen, știți momentul în care mergeți, mergeți aici unde e apa asta, unde se scurge apa asta la final de tot, mergeți și dintr-o dată jocul vostru sare singur, uite, merg înainte, n-apă space-ul și mi-a sărit singur jocul. Deci ăsta e bugul, gen. Și chestia asta poate să fie foarte nasoală pentru tine, că de exemplu dacă, uite, lavă deasupra și tu mergi așa și sare singur în lavă, frate, deci nu apeși deloc space-ul să sari, deci tu nu apeși deloc să sari și jocul sare singur pentru tine. E un bug foarte, foarte ciudat care se întâmplă literalmente la toți. Încercați și voi chestia asta, nu știu dacă pe Bedrock Edition funcționează, toate bugurile pe care le fac astăzi sunt pe Java Edition. Dacă vreți să vedeți un videoclip din ăsta cu buguri de pe Bedrock, să spuneți în comentarii. Dar, uite, merg înainte, bam, sare singur jocul. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce sare singur, frate? Nu înțeleg. Și chestia asta se întâmplă doar cu apa asta care se scurge așa. Uite, vedeți? Iar a sărit. Uite, iar sare. O să merg aici și fiți antenă, ia. M-am urcat pe ăsta fără să apăs space-ul, deci e insane. Ia uite, iar merg și poți să mergi cum vrei tu, frate. Deci poți să faci ce vrei tu, că va funcționa de fiecare dată săritura asta. Nu știu, e foarte, foarte ciudată. Bugul pe care urmează să vi-l prezint acum este foarte ciudat. Este un bug care are legătură cu meniul din Minecraft. Și o să vă întrebați, bă, dar ce bug ar fi în meniu? Adică, nu știu, ai advancement, ai back to game, feedback, opțiuni, adică în opțiuni n-ai ce să faci, o să deschizi open to land, ce bug ar putea să fie aici? Ei bine, o să mă folosesc de această bucată de lavă, cum ar veni, da? Deci intrăm aici, ne luăm damage, da? Ne-am luat acolo două inimioare damage, fiți antenă. Bugul ăsta are legătură cu tabul de statistici. Uitați-vă la HP-ul meu. În momentul de față am 4 inimioare. Când intri la statistici și ieși și faci chestia asta de mai multe ori, practic jocul avansează cu un tic de fiecare dată când dai tu pe statistici. Și poți să spamezi chestia asta de câteva ori.
Deci spamezi asta de câteva ori și o să vedeți că la un moment dat o să ne dea din nou damage. După ce spamăm asta, facem de foarte, foarte multe ori, o să vedeți că o să ne luăm din nou damage acolo în asta, lumea noastră de Minecraft. Dar trebuie să mai stăm, trebuie să facem de foarte, foarte multe ori chestia asta până zăpăcim, până nebunim, ești nebun? Deci trebuie să faci, că practic avansează jocul cu un singur tic din joc, literalmente. 2 hours later. Bă, n-am apucat să vă arăt pe cameră, puii mei, dar uitați-vă că ni s-au dus acolo încă 2 inimioare. Am stat și am spamat ăsta, dar na, ăsta este bugul, dăm înapoi back to game și gata, puii mei. Deci jocul tău avansează, de fiecare dată va avansa cu un singur tic. De asta ca idee să știți că jocul nu pune pauză în momentul în care pui tu ăsta aici la statistici. Când intri pe statistici nu este pauză 100%, avansează cu un singur tic de fiecare dată. Bugul ăsta va funcționa doar dacă nu ai avea Optifine-ul sau alte moduri din astea care îți fac Minecraft-ul să fie mai performant, să aibă mai multe FPS-uri. Eu, din păcate, am Optifine-ul instalat. Eu am Optifine-ul instalat și chestia nu merge mie, dar o să vă arăt cum este și fără Optifine și cu Optifine. Prima dată suntem cu Optifine-ul aici și, de exemplu, dacă în momentul de față nu am niciun mod care să facă să fie 100% lumină pe Minecraft, cum vedeți de obicei în videoclipurile mele, practic, care este bugul? În momentul în care tu acoperi orice sursă de lumină din asta, pe aici la marginea blocurilor, fix aici pe colțurile astea, o să iasă puțină lumină de tot, uite, prin colțul ăsta pe aici, o să se vadă foarte, foarte puțin. Dar dacă ai Optifine instalat, chestia asta este peciuită, deci nu funcționează. Și pe Minecraft obișnuit funcționează și o să vedeți în câteva momente că o să intru fără Optifine-ul, fix pe aceeași lume, fix în același bloc, în momentele ce urmează. În momentul de față suntem pe Minecraft obișnuit, fără niciun mod, fără Optifine, câte vedeți, nu avem nicio setare din asta de Optifine, ăsta este Minecraft-ul obișnuit, da? În momentul de față, când acoperim chestiile astea, uitați-vă fix asta de care vă spuneam, vedeți aici cum radiază foarte, foarte puțină lumină pe marginile blocurilor, uite și acolo sus, ei bine, este bugul ăsta de care vă spuneam, practic, uite, vedeți, dacă spargeți alea de acolo, nu mai radiază doar pe marginile astea, uite, vezi? Ia uite, fix aici. Poți să pui tu ce bloc vrei, poți să pui și lemn, poți să pui orice bloc, orice chestie, poți să schimbi și ăsta, poți să-i pui sea lantern, dacă nu, l-aveam deja în inventar. Poți să pui sea lantern, depinde ce bloc cu lumină ai. Nu știu dacă merge cu torță. Chestia asta nu știu dacă funcționează cu torță, ia stai să vedem. Dacă pui aici o torță și pui blocul, da, uite și cu torță. Lol, soul torch, că asta are mai puțin. Lol, merge și cu soul torch. Merge și cu redstone? Redstone torch, ia, că și ăsta dă lumină. Da, se vede foarte, foarte puțin, foarte, foarte puțin. Wow, insane, frate, insane că ăsta chiar funcționează și că, puii mei, nu e de atâta timp și nici acum nu l-au făcut băieții de la Minecraft. Trebuie să-l facă altcineva, de exemplu, cum sunt ăștia de la Optifine, trebuie să facă un mod ca să scape de chestia asta. Wow. Voi știați că itemele din Minecraft poate să meargă pe scări? Să urce scările, gen? Dacă nu știați chestia asta, ei bine, o aflați acum, băi și fete. Trebuie să faceți, de exemplu, o chestie din asta. Eu am făcut-o cu glass ca să puteți să vizualizați cum funcționează toată șmecheria asta. Să facem puțin mai înaltă, să zic așa. Trebuie să faceți o zonă pe care itemele nu poate să evadeze, cum ar veni, da? Acolo jos am lăsat acolo jos liber ca să puteți să aruncăm diamantele astea lipite de bloc acolo, da? După ce le-am pus acolo lipite de bloc, dăm click pe blocul care a mai rămas cu scară și uitați-vă cum urcă diamantele literalmente pe scară. Ia uite-le, cum urcă ele pe scara. Și chestia asta funcționează cu orice item, poate să fie lemn, poate să fie orice item. Dar trebuie să țineți cont, trebuie să faceți zona asta să nu mai aibă cum să iasă itemele cum ar fi, uite-le, și le puneți lipite acolo, doar că din câte vedeți nu funcționează. Chestia asta trebuie să fie făcută neapărat cu blocul ăsta spart, să lipești de bloc. Să ripești itemele de bloc cum ar veni și să pui ladder-ul ăla acolo și ele practic o să urce pe scara asta fără probleme. Nu știu, e un bug foarte, foarte interesant să-l vezi așa, să-l vizualizezi, să-ți dai așa seama cum funcționează, cum se vede așa el propriu zis bugul, știi? Tare ăsta, oricum, mi se pare interesant. Un bug care mi se pare extraordinar de interesant are legătură cu o chestie pe care nu cred că foarte mulți o știu pe Minecraft. Ei bine, în momentul în care suntem pe modul spectator și dăm click dreapta pe un mob, de exemplu pe această oaie sau nu, click stânga, putem să vedem
point of view-ul, adică putem să vedem din perspectiva oiței cum ar veni. Și când dăm shift, ieșim din perspectiva ei. Uite, de exemplu, cu ăsta, cu vaca, la fel. Deci chestia asta funcționează pe mai mulți mobi. Dar nu ăsta este bug-ul. Ei bine, stai să ne dăm și noi pe normal, să dăm time set night. Așa. Hai să vedem aici unde se spawnează niște, nu știu, habar n-am. Hai să spawnăm un creeper, de fapt. Sau uite că avem aici un păianjen. Păianjenul, în momentul în care intri pe el să-l vezi, din câte vedeți, are un alt POV, cum ar veni. Vedeți, vedem practic cu toți ochii păianjenului, da? Așa. Enderman-ul, de exemplu. Summon Enderman. Unde e un Enderman? Dăm click pe el. Opa. Acesta vede, uite, are chestia asta, vede culorile inversate cum ar veni, știi? Adică se vede ca și cum ai vedea tu din perspectiva Enderman-ului. Sau Creeper, uite, Summon Creeper, da? Intrăm în Creeper și din câte vedeți avem această chestie ciudată. Adică vedeți cum vede Creeper, vede lumea cu verde. Deci asta literalmente vede Creeper-ul. Dar nu ăsta este bug-ul. Bug-ul este momentul în care dacă tu ești în această stare, în acest, dacă ești efectiv în POV-ul Creeper-ului și îți dai slash kill arond P, când te respawnezi, te respawnezi tot cu viziunea Creeper-ului cum ar veni. Ia uitați-vă, doar dacă schimbăm game modul, atunci dispare. Deci chestia asta funcționează foarte, foarte interesant. Uite, dăm din nou pe un păianjen, dăm kill, ne respawnăm și din câte vedeți acum avem POV-ul păianjenului și putem să mergem și să zburăm ca un păianjen cum ar veni. Dar în momentul în care, ați văzut, schimbăm perspectiva sau chestii din astea, dispare modul ăsta. Uite, vedeți, acum avem perspectiva unui creeper. Deci așa vede creeperul lumea cum ar veni. Ia uite, păianjenul. Și dacă intrăm în păianjen și ne dăm din nou kill, gata, ia uite, hopa. Interesant, interesant bug-ul ăsta, interesant rău de tort. Și că poți să-l faci foarte, foarte ușor, sincer. Da, șmecher bug-ul ăsta, chiar îmi place. Și cam atât cu videoclipul de astăzi, băi și fete. Vă recomand să vă abonați și voi la canalul meu secundar. Aveți link în descriere, postăm acolo și alte chestii, nu numai Minecraft. Așa că vă îndemn să intrați și pe canalul secundar să vedeți și voi acolo ce chestii mai facem. Și da, cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să facem și cu Bedrock Edition, să spuneți în comentarii cu bug-urile astea de Bedrock. Și da, cam asta a fost clipul, ne vedeți și ne vedem data viitoare. Ciao, les. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.